dragi copii, bună seara și din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului. Vulpea și iepurele. Într-o pădure mare trăiau liniștite în pace și armonie o mulțime de animale. Se cunoșteau între ele și de multe ori se adunau seara povestind ce mai e nou prin lume. Într-o zi, o gaiță le dădu de știre că o vulpe și-a făcut vizuina la ei în pădure. Toate animalele au devenit precaute, căci roșcatei i se dusese vestea pentru șiretenia ei. Vulpea trăise bine lângă o fermă de păsări, provocând pagube serioase. Așa că țăranii au adus doi dulăi uriași pentru pază și de atunci ea nu s-a mai putut apropia cu niciun chip de zburătoare. A fost nevoită să-și caute adăpost în altă parte. Trebuie să stau foarte liniștită până când animalele mă acceptă în mijlocul lor, gândi vulpea. Zis și făcut, roșcovana era de o politețe și o amabilitate rar întâlnite. Vecinul ei, Ronțăilă, un iepure tânăr și curios, o întrebă într-o bună zi. Cum te vulpe, te văd foarte de treabă. De ce ai căpătat așa un renume prost? Că ești cea mai șireată și mai prefăcută vietate. Cum se spune, urecheatule? E lumea rea și invidioasă, răspunse smerit roșcata. Dar dacă vrei să știi mai multe, te invit de seară la cină și am să-ți povestesc câte ceva. Vin cu plăcere, zise Ronțăilă. Și așa nu aveam niciun plan în seara asta. Iepurile se prezentă la ora stabilită, aducând și un braț de morcovi în semn de apreciere. Vulpea îl pofti mieroasă înăuntru, apoi încuie ușa cu zăvorul și zise... Bine că ai venit, altfel nu luam cina nici în seara asta. Ca să-ți arăt ce gospodină bună sunt, am să gătesc iepure împănat cu morcovi. Săracul iepure a văzut pe pielea lui că prefăcut așa căpătat renumele prin minciună. Dar până la urmă, iepurașul a reușit să scape și a luat-o la fugă, mâncând pământul. Iar vulpea, dragii mei, flămândă, dădea târcoale unui coteț în amiaza mare. Era atât de foame încât nu mai ținea cont de riscul că ar putea fi văzută sau, mai rău, prinsă de dulăul care păzea curtea. Răbdătoare, vulpea se ascunsese niște buruieni de lângă gard, acolo unde era o spărtură prin care rațele ieșeau la apă. Stătu o vreme nemișcată, dar nicio pasăre nu avea curiozitatea să vadă ce e dincolo de gard. În cele din urmă, un pui de rață se apropie periculos de gard. Vulpea deja saliva, dar tocmai când se gândea ce norocoasă e, mațele începură să-i chioroie atât de tare încât o dădură de gol. Dulăul care băzea curtea o încolți în buruieni și o jumuli destul de serios. Vulpea fugi pe dealurile din apropiere și se ascunse în vița de vie să-și mai tragă sufletul. Strugurii miresau atât de îmbietor încât vulpea se gândi că ar putea să-și potolească foamea cu niște ciorchini. Sunt mult mai buni strugurii, carnea cade greu la stomac, se consola singură vulpea. Cum de nu m-am gândit până acum? Soluția fiind găsită, vulpea încercă să culeagă câțiva struguri. Însă aceștia erau atât de sus, încât oricât a sărit vulpea, nu a apucat nicio boabă. O gaiță o privea amuzată și întrebă: ce faci, vulpe? Ești la regim? Lingându-se pe bot, vulpea răspunse înțepată, făcându-se indiferentă. Nu, 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 nu,
ți-am doar picioarele. Strugurii nu-mi plac, sunt acri. Noapte bună, copii!